Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bună seara și bun găsit la știri! Vânzarea căii ferate dintre Lupeni și Uricani, pe care odată era transportat cărbunele, a revoltat întreaga zonă, iar prețul extrem de mic la care s-a făcut tranzacția și mai mult. Ieri, într-o conferință de presă, senatorul Cristian Resmeriță a explicat și de ce și cine sunt vinovații pentru această situație. Este deja cunoscut faptul că cei 6 km de cale ferată dintre Uricani și Lupeni, plus câteva poduri feroviare din fier, au fost vândute pentru 90.000 de euro unei firme din Gorj, care a câștigat licitația. Cum s-a ajuns în această situație, a explicat într-o conferință de presă senatorul Resmeriță, care îi arată cu degetul pe cei care au condus complexul energetic Hunedoara și care mai conduc acum și complexul energetic Valea Jiului. Calea ferată de la Lupeni, de la mina Lupeni până la Uricani, 6 km, plus câteva poduri de mare tonaj. Știți ce înseamnă pod feroviar de mare, niște fierotani imense. A fost vândut de conducerea PNL și de către Consiliul de Administrație cu suma de 90.000 de euro. Păi eu vă spun, am parcat la Jiu. De la Jiu până aici au trecut pe lângă mine cel puțin două mașini mai scumpe. Știți cine a făcut-o? Și să vă explic de ce au putut să o facă. Pentru că administratorul de la Complexul Energetic Valea Jiului, domnul Roșu Cristian, care nu știți, este administrator și astăzi, pentru că CEH există și astăzi și care încasează sute de milioane și astăzi, din poziția de director la CEH și încă vreo 100 din poziția de membru în Consiliul de Administrație la CVJ, nu a știut să transfere bunurile. Inventarul, în momentul în care CEH se desființează și se formează CVJ, s-a făcut o listă de inventar în care s-a spus, domnule, asta avem pe inventar și se transferă la Complexul Valea Jiului. Ei nu au transferat calea ferată de la Lupeni. Mai mult, vă dau acum în premieră, nu au transferat inclusiv materiale feroase din fier, din cupru, care sunt folosite pentru producția la zi. Deci, de exemplu, la mina Vulcan, nu știu, au o combină, au nu știu ce. Nu a fost transferată și administratorul Gros Cristian astăzi vrea să facă inventar să le vândă și să oprească producția la CVJ. Deci în momentul în care încasez 90.000 de euro, ceea ce înseamnă 4 miliarde și puțin, știți ce se face cu 4 miliarde și puțin? Se face pază 4 zile. Deci toată calea ferată de la Lupeni și podurile de mare tonaj feroviare, suma cu care au fost vândute, se acoperă paza pe 4 zile pe contractele de tip mafiot pe care le fac ei. Exact asta face în momentul de față. Complexul energetic Valea Jiului a ajuns un mare jucător la Păcănele. Dar nu joacă banii lor, joacă banii noștri. Nu știu dacă înțelege toată lumea prezentă aici în sală și dacă o să înțeleagă cei care ne privesc ce se întâmplă de fapt. Lucruri foarte, foarte grave. În replică, Emil Gros, administratorul judiciar al CEH, spune că ceea ce a mai rămas de vândut din CEH reprezintă doar 3% și tot ceea ce se vinde sunt lucruri de care noua societate nu mai are nevoie și pe care niciodată nu le-a cerut. Nu, toate bunurile care au fost necesare complexului energetic Valea Jiului au fost date în plată. Eu am vorbit cu conducerea complexului energetic Valea Jiului, da? Și le-am, adică ei să vină să-mi facă ofertă, dacă cumva s-au omis dintr-o eroare cei care au întocmit listele, poate să vină să le cumpere, să facă o ofertă, s-au dat prin, o parte s-au dat prin dare în plată. Se pot cumpăra, adică dacă sunt necesare și eu am dialog în permanență cu conducerea complexului energetic Valea Jiului, da, ca tot ceea ce le este necesar. Poate a mai rămas echipament de protecție, poate au mai rămas diverse lucruri, calculatoare, mobilier, care nu s-au putut da în plată, pentru că nu se încadrau pe prevederile ordonanței 60. Deci nici într-un caz nu vom afecta și nu va fi afectată activitatea complexului energetic Valea Jiului. Asta vă pot garanta. Ce a mai rămas din CEH se vinde acum pentru a plăti la ANAF datoriile colosale adunate ani la rândul. Noua societate pe care funcționează mineritul din Valea Jiului acum, de la înființare, a fost curată. Rămâne de văzut însă pentru cât timp.
Pe A1 între județele Hunedoara și Timiș se vor construi 3 noduri rutiere, unul dintre ele chiar la Sântu-Halm. Studiile de fezabilitate au fost finalizate de CNAIR și aprobate de Consiliul Tehnico-Economic. După finalizarea și avizarea proiectului tehnic și a proiectului tehnic de execuție, vor începe elaborarea documentațiilor tehnice pentru lansarea licitațiilor în vederea încheierii contractelor pentru construirea celor 3 noduri rutiere, au transmis reprezentanții CNAIR. În județul Hunedoara, nodul rutier de la Sântu-Halm este amplasat la intersecția autostrăzii A1, kilometrul 362 plus 813, cu drumul comunal 129. Celelalte două sunt amplasate în Timiș, județul din vestul țării. Valoarea estimată a celor 3 contracte este de 290,7 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile. După finalizarea și avizarea proiectului tehnic și a celui de execuție, va începe elaborarea documentațiilor tehnice pentru lansarea licitațiilor în vederea încheierii contractelor pentru construcția celor 3 noduri rutiere. Românii vor fi nevoiți să plătească anul acesta tarife mai mari atunci când apelează la un notar public, fie că este vorba de o tranzacție imobiliară, un testament, o procură sau un divorț. De exemplu, în cazul autentificării procurilor, tariful minim de pornire este de 100 de lei. Ministerul Justiției a anunțat actualizarea tarifelor pentru serviciile notariale în anul 2024, marcând prima ajustare semnificativă după 13 ani. Astfel, în privința actelor și procedurilor notariale, cetățenii trebuie să fie conștienți de schimbările semnificative în ceea ce privește tarifele aplicate. Dacă în cazul cererilor de divorț, tarifele sunt de la 750 de lei atunci când nu sunt copii minori implicați și de 1200 de lei atunci când aceștia sunt. Pentru contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor, tarifele variază în funcție de valoarea tranzacției. De exemplu, pentru valori imobiliare cuprinse între 201.000 lei și 600.000 de lei, onorariul minim este de 2.805 lei, la care se adaugă 0,9% pentru suma ce depășește 200.001 lei. Pentru românii care se confruntă cu alte tipuri de tranzacții sau proceduri notariale, cum ar fi contractele de novație sau de leasing operațional, tarifele sunt stabilite în funcție de valoarea contractului, asigurându-se că notarii sunt plătiți în mod adecvat pentru serviciile prestate. Aceste modificări substanțiale în tarifele notariale vor influența costurile și procedurile pentru o gamă largă de servicii notariale, iar românii sunt îndemnați să fie informați și să ia în considerare aceste aspecte atunci când apelează la servicii anul acesta. Inspectorii ITM au aprobat zilele acestea programul de acțiuni pentru acest an. Numai puțin de 9 campanii se vor desfășura pe tot parcursul anului. Prin fiecare acțiune de control se urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și diminuarea consecințelor sociale și economice. Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii, stabilite atât prin lege, cât și prin programul cadru de acțiune al Inspecției Muncii pentru anul 2024, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara a fost aprobat programul propriu de acțiuni privind domeniul securității și sănătății în muncă, calendarul complet al campaniilor de control programate pentru anul în curs, atât în domeniul securitate și sănătate în muncă, cât și în cel al relațiilor de muncă, se află pe site-ul instituției, unde puteți afla mai multe detalii despre obiectivele și grupul țintă al fiecărei acțiuni. La sfârșitul fiecărei campanii de control, ITM Hunedoara va face public rezultatul obținut în urma controalelor, precum și date privind principalele deficiențe constatate și exemplele de bune practici. Prin fiecare acțiune de control se urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și diminuarea consecințelor sociale și economice negative, care derivă din nerespectarea în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă. 14 cadre didactice din Valea Jiului au fost săptămâna aceasta în Croația. Dascălii au luat parte la o serie de mobilități de formare, totul pentru ca la întoarcere să pună în aplicare la clasă lucrurile învățate. Este al treilea an al acreditării Erasmus Plus la care profesorii de la noi participă.
Prima zi a mobilității a debutat cu prezentarea școlilor participante, urmând apoi introducerea în partea teoretică și practică a cursurilor. Aflat la cel de-al treilea an al acreditării Erasmus+, au fost prevăzute un număr de 20 de mobilități de formare pentru profesorii școlii gimnaziale Ieduca din Petroșani, unde, la încheierea acestora, participanții să dobândească abilități și competențe de comunicare eficientă cu părinții în beneficiul elevilor, pentru că muncind în echipă pot asigura un viitor mai bun elevilor. Mobilitățile au fost împărțite în două fluxuri, respectiv un flux acum, în perioada 18-23 februarie, la Vukovar, Croația, și un al doilea flux va avea loc în vară, la Split, de această dată. Prima mobilitate de formare a avut loc în această săptămână, la ea luând parte un număr de 14 profesori români care participă la două cursuri extrem de interesante și de benefice pentru dezvoltarea personală și organizațională. În ajun de dragobete, iubirea a plutit în aer la Teatrul Dramatic din Petroșani. Aseară, foaierul a fost neîncăpător pentru iubitorii de litere și acorduri muzicale care au fost prezenți pentru a sărbători dragostea. Dor și drag de dragobete s-a dovedit a fi și de această dată un eveniment așteptat de publicul din Valea Jiului și nu numai. Pe acorduri de romanțe, dragostea a fost sărbătorită aseară la Teatrul din Petroșani, unde zeci de persoane au venit pentru a prinde flacăra iubirii în prag de dragobete. Generații de poeți, cu care județul Hunedoara se mândrește, alături de creațiile lor poetice, au făcut din evenimentul cultural-artistic Dor și drag de dragobete un succes. În ciuda pătrunderii insistente a unor obiceiuri străine legate de dragoste, prin frumoasele momente artistice, cu poezie și muzică, s-a recreat o ambianță care să le amintească tuturor participanților că tradițiile noastre populare nu pierd niciodată. Biblioteca județeană Ovid Însușianu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu Teatrul Dramatic Ide Sârbu din Petroșani, au făcut posibilă această seară memorabilă la Petroșani. Te îmbrac în culoarea gândurilor mele și din lumina lor îți fac un scut să te ferească de farmece și rele, să nu revină tot ce te-a durut. Și-ți fac din picături de rouă un izvor cu apă cristalină neîncepută, ca să te horești când îți e dor de acea iubire pe veci pierdută. Și-ți fac pernă din petale de lalele, ca visele să-ți fie colorate, și fiindcă nu-ți plac parfumurile, eu am ales aromele discrete. Și muzica ți-o fac doar din cuvinte alese, puse în versurile mele, să-ți fiu mereu aducerea aminte când eu voi fi departe printre stele. De la eveniment nu putea lipsi simbolul iubirii, trandafirul roșu, așa că la final fiecare a plecat acasă cu câte unul. Iată-ne din nou împreună după un an, la începutul primăverii, sub semnul dragobetelui, sub semnul bucuriei de a trăi. A devenit deja o frumoasă tradiție ca să ne întâlnim aici, în foaierul Teatrului Ide Sârbu din Petroșani, ca să reînviem această frumoasă și străveche sărbătoare românească, dragobetele. Dincolo de binecunoscutele semnificații ale dragobetelui, sărbătoarea dragostei și a renașterii naturii, noi am îmbogățit acest praznic cu o trăsătură nouă, prietenia, bucuria de a fi împreună și a ne împărtăși cu frumosul pe care îl oferă muzica, poezia și artele vizuale. Și în acest an am organizat o sărbătoare a dragobetelui, presărată cu frumoase momente artistice, cu poezie, cu muzică, cu crearea unei ambianțe care să le amintească tuturor participanților că străvechile noastre sărbători nu pierd niciodată. Mă bucur că le-am putut oferi celor prezenți un frumos și bogat program artistic la care au contribuit minunații scriitori, actori, interpreți de muzică populară și de muzică clasică, adevărați creatori de frumos și de veritabilă spiritualitate. Îi mulțumesc domnului administrator Costel Avram pentru minunata idee pe care în urmă cu 2 ani a avut-o, ca să adune aici la Petroșani toată elita scriitorilor din județul Hunedoara.
Și în acest an, sărbătoarea românească de Dragobete s-a desfășurat cu dor și drag, așa cum și-au propus de la bun început organizatorii. Programul artistic a fost conceput în așa fel încât versul și muzica s-au închegat și au oferit celor prezenți momente de bucurie și îmbogățire spirituală. Dacă vreți să petreceți ziua de 8 martie la înălțime, trebuie să știți că mai sunt doar câteva locuri disponibile. Rusu Grand Ballroom a pregătit 2 zile pentru reprezentantele sexului frumos. Formațiile Bacchus și Albanic vor întreține atmosfera. Sunt întoi pregătirile în locațiile în care femeile vor fi puse pe piedestal prin petrecerile organizate în cinstia lor. Pe de o parte, organizatorii vor să surprindă reprezentantele sexului frumos, iar pe de altă parte și doamnele vor să fie la înălțime din toate punctele de vedere. Dacă încă totuși sunteți nehotărâte asupra modului în care veți marca această zi, trebuie să știți că la Rusu Grand Ballroom mai sunt disponibile locuri. De pildă, la petrecerea din 8 martie sunt disponibile 30 de locuri, iar pentru cea din 10 martie, 80. Rezervările se pot face la numărul de telefon 0742 087 211. În zona Văijiului, de fiecare dată, petrecerile la înălțime, marca Rusu Grand Ballroom s-au evidențiat, atât prin cadrul perfect în care se află locația, cât și prin amploarea evenimentului. Urmează datele meteo cu Mădălina Străuneanu. Bun găsit! Sunt Mădălina și astăzi aflăm împreună cum va fi vremea în județul Hunedoara. După cum spuneam și zilele trecute, vremea se încălzește în județul nostru, scăpăm de gradele negative inclusiv pe timpul nopții, cerul va fi parțial noros, iar soarele va fi prezent în tot județul Hunedoara. Așadar, vremea la noapte și mâine arată în felul următor. La noapte, în sudul județului, adică în Valea Jiului, în termometre se vor înregistra 3 grade Celsius cu șanse slabe de precipitații. În centrul județului, la Sarmiș-Segetușa, Hațeg și Orăștie vor fi 3 grade, iar la Hunedoara 5 grade. Urcând spre nordul județului, în municipiul Deva vor fi 5 grade, la Gioagiu 3 grade, la Gura Sada 4 grade, iar la Brad 5 grade Celsius. Mâine, în Valea Jiului, cerul va fi parțial înorat, iar termometrele vor înregistra 11 grade Celsius, iar 10 grade vor fi la Uricani. După cum putem observa, în Vulcan, Lupeni și Uricani sunt șanse crescute de precipitații în proporție de 75%. În centrul județului, mâine vremea va fi frumoasă, astfel că la Sarmiș-Segetușa, Hațeg și Hunedoara vor fi 13 grade, iar la Orăștie 14 grade Celsius. În nordul județului, la Deva, Gioagiu și Gura Sada se vor înregistra 14 grade Celsius, iar la Brad 13 grade, cu șanse de precipitații până la 70%. La munte, mâine, în Parâng, se vor înregistra minus 3 grade, cerul va fi predominant noros cu șanse ridicate de precipitații sub formă de ninsoare, în Straja vor fi 6 grade, iar în Râușor 7 grade și aici șansele de precipitații ajung la 80%. Se pare că vremea poate fi uneori surprinzătoare, așadar vă invităm să rămâneți la curent cu actualizările noastre aici pe HD365. Cam atât despre vremea din județul Hunedoara. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend însorit tuturor! Informațiile zilei se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și luni la un nou buletin de știri. Să aveți un weekend cu multă distracție!